Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a organizat recent ședința Comitetului Executiv pentru a stabili unele măsuri privind desfășurarea ediției 2015-2016 a campionatelor Ligilor 4 și 5. În cele două serii ale Ligii a 4 au intervenit modificări atât în numărul echipelor cât și a componenței acestora. Cauzele acestor schimbări urmând a fi făcute public probabil mâine la conferința de presă organizată de asociație. În seria Sud nu au survenit modificări foarte mari în privința componenței, AS Mihai Bravo intrând în serie fără să iasă vreo echipă dintre cele din ediția trecută. În seria Nord s-au produs mai multe modificări în componență. Astfel, au ieșit din serie FC Naipu, AS Unirea Cosoba și AS Crevedia Mare și au intrat AS Unirea Joița, AS Viitorul Tândava, AS Singuren și ACS Voința Toporu. În cadrul aceleași ședințe s-a făcut și tragerea la sorți pentru programele etapelor de joc din ediția 2015-2016, seriile Sud și Nord. Astfel, în seria Sud, sâmbătă 5 septembrie de la orele 17, în prima etapă se vor întâlni ACS Arsenal Malu, AS Progresul Valea Dragului, CSM Dunăra Giurgiu, AS Spicul Izvorul, CSM Unirea Izvoarele, Asociația Sportivă Mihai Viteazul Călugăreni, AS Voința Slobozia, AS Mihai Bravu, AS Argesul Hotarele, AS Viitorul Vedea, AS Prundu, AS Dunăra Oinacu și AS Real Coliba și AS Real Vărăști. După cum a mai anunțat, campionatul Ligii a 4 va începe pe 5 septembrie și fiind câte 14 echipe în serie, nu vor mai exista cazuri în care o echipă să stea în fiecare etapă. În ciuda cotelor mici ale apelor, giurgiuvenii sunt invitați să iasă din casă și să participe duminică, începând cu ora 11, la parada embarcațiunilor, care poate fi admirată de pe podul Bize. Inițiativa se află la a treia ediție și aparține, ca în fiecare dintre anii precedenți, clubului Nautic San Giorgio, club al căror reprezentanți speră într-o audiență cât mai mare. De aceea facem acest apel către giurgiuveni, indiferent că au embarcațiuni sau nu, ca duminică, într-o zi frumoasă de sfârșit de vară, aici pe podul Bizeț, să fie prezență în număr cât mai mare, să putem saluta și aplauda embarcațiunile din Giurgiu, să ne bucurăm de aceste zile frumoase, de petrecerea timpului liber în aer curat, să vă prezentăm embarcațiunile clubului nostru și a celor din Giurgiu și în felul acesta să putem finaliza încă o acțiune reușită aici, pe malul bătrânului Fluviu. Așadar, duminică, începând cu ora 11, sunteți așteptați cu mic, cu mare, cu barcă pe apă sau fără barcă pe podul Bize, pentru a sprijini sau admira parada navală a clubului Nautic San Giorgio, în încercarea de a ne dezamorți puțin spiritul într-un oraș în care de multe ori multe se întâmplă, dar mulți spun că nu se întâmplă nimic. Așa cum am mai anunțat, sportivii de la clubul Acvila s-au întors din scurta lor vacanță și s-au apucat serios de antrenament, programul competițional fiind foarte încărcat până la finalul anului. Despre participarea la primele competiții de toamnă am vorbit în rubrica Sport de ieri, iar astăzi dăm câteva file în sens invers și vorbim de palmaresul din prima parte a lui 2015 acestui redutabil club. Am avut rezultate foarte bune anul acesta competițional, atât la jiu-jitsu, cât și la campu, cât și la ușu. Anul acesta am avut primul campion european la ușu, foarte multe medalii la campu și rezultate mulțumitoare la jiu-jitsu. Rezultate, mă refer aici la medaliații care au participat la campionatul mondial. I-am cerut antrenorului Ion Chielu o părere despre plasarea clubului Acvila la nivel național față de alte cluburi concurente. Noi din afară vedem lucrurile într-un anumit fel, dumneavoastră din sală le vedeți altfel. Unde se plasează clubul Acvila Giurgiu la nivel național? Clubul sportiv Acvila de an de zile se postează între cluburile fruntașe ale sportului național. Din clubul Acvila, an de an, au fost recrutați sportivi și cooptați în loturile naționale de jiu-jitsu, de campo și de ușu. Cât privește pregătirile pentru competițiile importante ce vor urma, antrenorul Acvilei ne-a precizat. Ne pregătim pentru următoarele competiții. După Balcaniadă vom avea câteva competiții naționale. Mă refer aici la Cupa României la ușu. Vom avea campionatul național de campo, competițiile care au rămas de desfășurat anul acesta. Vor mai fi câteva open-uri în România, competiții care deja intră în circuitul internațional. După care vom avea campionatul mondial de jiu-jitsu pentru seniori. Data aceasta noi avem, din fericire, sportivii bine pregătiți și sperăm să obținem rezultate foarte bune și anul acesta.
Duminică 6 septembrie, Clubul Nautic San Giorgio vă invită să ieșiți din casă pentru a petrece câteva ore lângă apă. De la ora 11, pe podul Bizet puteți urmări Parada Embarcațiunilor, ediția a treia. Dacă ești giurgiuvean, ieși din casă și vino la Parada Embarcațiunilor.